Colegiul Pedagogic Carol I a trecut prin cel mai mare proces de reabilitare de după 1989 și până în prezent. Sălile de curs au fost renovate, iar fațada clădirilor a fost restaurată, instituția fiind una dintre valorile arhitecturale ale municipiului, considerată ca unul dintre cele mai importante monumente istorice din județ. Conducerea instituției a încercat să îmbine tradiționalismul cu ingeniozitatea perioadei moderne. Astfel, toate sălile de curs au fost dotate cu table noi, mobilier de ultimă generație, iar laboratoarele dispun acum de echipamente moderne. Câteva schimbări au avut loc și în curtea instituției, parcarea a fost mutată în curtea din spate, iar accesul se va putea face doar prin lateral, pe bază de cartelă, iar autoturismele nu vor mai avea voie să intre pe poarta principală. Au fost desfințate terenurile de sport și în locul lor au apărut un spațiu de joacă pentru clasele mici și un spațiu de relaxare pentru cei din clasele superioare. Pregătirile pentru începutul anului școlar sunt în desfășurare. La 1 septembrie lucrările la sălile de clasă vor fi finalizate. În paralel cu lucrările la interioare se desfășoară o reabilitare a curții exterioare, unde a fost adus un spațiu de joacă, se amenajează zone verzi, spații verzi, parcări. Începând cu anul școlar 2013-2014, la Colegiul Național Pedagogic Carol I se va învăța într-un singur schimb, dimineața.